Sâmbăta trecută a avut loc întâlnirea delegației permanente a liberalilor giurgiuveni, prilej cu care s-a votat excluderea din rândurile partidului a lui Ionel Dinu. Vestea a fost adusă la cunoștința reprezentanților presei giurgiuvene de purtătorul de cuvânt al organizației municipale PNL Giurgiu, astăzi cu prilejul unei conferințe de presă. Ieri, din ce am înțeles de la colegii mei, a fost înaintată o înștiințare către domnul Dinu de a-i comunica hotărârea delegației permanente, hotărâre care spune așa: au fost 85 de voturi în favoarea excluderii domnului Dinu din rândurile PNL, 17 voturi împotriva excluderii și un vot nul. Ionel Dinu, care în conformitate cu cele afirmate de Nina Cimpoieru, ar fi apreciat că măsura luată de liberal este legală și statutară, are la dispoziție cele 30 de zile pentru formularea contestației, ce va putea fi depusă la Curtea de Arbitraj București și nu ca până acum la sediul teritorial al Partidului Național Liberal. Nina Cimpoieru a mai afirmat că după trecerea termenului de 30 de zile și eventuala hotărâre a Curții de Arbitraj în favoarea liberalilor giurgiuveni, organizația de partid se va adresa Consiliului Local cu propunerea excluderii lui Ionel Dinu din rândurile consilierilor locali PNL. Întrebată de jurnaliști care este motivul excluderii din partid a lui Dinu, Nina Cimpoieru a motivat că abaterile de la disciplina de partid au stat la baza hotărârii liberalilor giurgiuveni.